vreau să-ți spun că la liceu am scris o poezie care se chema Nebuna de George Coșcu. Ne-a dat-o profesorul de român, țin minte, Vasile Scurt. Și el a spus, care din clasă vreți să recitați? Eu nu vreau să fiu actor. Dar îmi plăcea poezia, mă duceam și făceam figurații la Teatru Național din Cluj, la operă sărmână. Și atunci am spus, vreau eu să o recit. Și am recitat-o. La serbarea de sfârșit de an, părinții, profesorii noștri au mers la mama și la tata și au spus, de ce nu faceți actor pe Florin? La care mama a spus, dar nu mi-am gândit la așa ceva. De cum să nu, așa frumos a recitat, că am și plâns. Probabil că au plâns de mila mea. Atunci vreau să vă spun că în vară jucam basketbol la Victor Babes, la stadion. De ce te uiți așa urât la mine? Ce? Ești de la securitate? Ori vreau să spun că toată lumea se uita la mine, la Babes, și îmi spuneau colegii, vino mă că e un examen de verificare a aptitudinilor la cinematograful Progresul din Cluj. Așa am spus și, vino să spui poezia. Împins tras de colegii mei, dar ce tare vorbesc ăștia din spate, că tras m-am dus și am spus poezia și am reușit. Asta am vrut să vă spun, că am reușit la Cluj. S-au prezentat 232 de candidați și au reușit 3. Îi știu pe toți. Flămând Lucian pentru regie, Plosca Pia pentru actorie și Florin, Piersic Florin pentru ăsta. Din toți ăștia, numai eu m-am prezentat la București, că am zis, mă, ce să mă fac doctor veterinar? Cine știe, nu mai aduce nimeni nici un porc, nici o iepure, nici nimic. Mă duc la București să dau examen. Uitați-vă la mine, cum mă vedeți, arătam acum 18 ani aveam atunci, deci acum 180 de ani, m-am prezentat la București și am spus această poezie. Mă credeți, mă credeți și dumneavoastră și voi. Era singura care știa. Și am spus Nebuna, am povestit despre mine și m-au întrebat una alta și am reușit cu 10. Și de asta sunt eu azi actor și împlinesc de 4 ori 20 de ani și să mă fie rușine că tot timpul îmi spuneți la mulți ani. Unde vreți să mă duc la mulți ani? Să împlinesc 92 și atunci o să veniți și eu. Hai noroc! Bună ziua! Să poate, să poate să credeți voi în lumea asta că eu am 80 de ani. Las-o, mă, că nu mai am. Nu înțelegi că sunt cu ăștia. Ea e gata, e vorba mea. Eu am copii mulți, dar nu-s declarați. Vreau să vă spun că mă bucur că sunteți aici, că îmi dați atâta importanță, nu merit, dar mâine seară, la ora... Nu mai sunt bilete. Sufă, Doamne. La 8 nu mai sunt bilete, dar nu e vina mea. Spectacolul organizat de Opera Română și de Primăria Cluj. Deci de domnul Excelența sa, cum îmi place mie să-i spun domnului primar Emil Boc și directorul proaspăt al Operei de Cluj, care este domnul Florin Estepan. Și s-au hotărât să facă ziua mea pe scena operei. Nu i-am întrebat nimic, nici ce fac, nici câte prăjituri îmi dau, nici dacă mă invită la un coniac, dar am zis, bine, domnule, n-am vrut, vă fac o declarație, n-am vrut să fiu sărbătorit. Vă spun foarte adevărat, mie mi se pare 80 de ani, o vârstă deja mult prea mare, ca să mai fac o sărbătoare pentru un actor. Înțeleg, sunt sărbătoriți de maestru Beligan, care are 97 de ani. Dar pe Piersic la 80 de ani, când sunt atât de fragil și sunt încă atât de tânăr, mai vreți să lasă-mă cu arătați foarte bine, ia tu să te bagi în vorbă. Dom'le, vreau să vă spun doar atâta. Ea crede că eu stâmpit, adică eu nu mă văd în oglindă, că nu mai arăt bine niciodată. Și de asta vreau să vă spun că n-am vrut să fiu și am să vă spun și motivul pentru care nu vreau să mai apar. Vreți să vi-ți spun? Pentru că oriunde mă duc, ați învățat o lecție, așa cum știți să spuneți, weekend plăcut, e super,
toate vorbele astea care pe vremea mea, și nu de mult, acum 20 de ani nu le folosea nimeni, acum toți sunt americani. Toate cuvintele americanismele astea sunt folosite. Vreți să vă spun ceva? Casa de cultură din Cluj și până la Național, toate firmele n-au nume. Dacia sau Alimentara sau Aprozar, toate sunt Dallas, Momos, Clambos, Bimbilos, Mamolos. Nu știu ce țară sunt, în America, în România. Asta a fost ca o glumă, vă spun, pentru că văd că zâmbiți și voi ăștia de la aparație, pentru că sunteți de acord cu mine. Dar nu se poate să vă legați, n-aveți de ce să vă legați de mine. În viața mea n-am făcut rău nimănui, n-am turnat pe nimeni, că nu e în felul meu. N-am dat cu subsemnatul nicăruia despre nimeni decât vorbe frumoase. Și să poate să-mi găsiți atâta defect. Cum apar la o emisiune, de un an n-am apărut scumpă, de un an de zile n-am apărut la nicio televiziune. De ce? Pentru că în clipa când apare, a venit Florin Piersic. Noi nu mai avem ce să-l întrebăm. Ce să-l mai întrebăm? El acum vorbește, el acaparează toată discuția. Pe ce vreți, mă, deștepților? Ce vreți, mă, să tac amutul, de-aia m-ați chemat? Ca să stau să mă uit la voi? Vorbiți voi dacă m-ați invitat pe mine și eu vă ascult. Păi de-aia vorbesc, că mai trăiesc. Vă spun ceva. Vă rog ăsta să fie titlul emisiunilor voastre. Am colegi, prieteni, parteneri, cunoștințe care ar mai vrea să vorbească. Din 10, 8 nu mai sunt. Am zis din 10, din 100. 90 nu mai sunt. Sunt undeva în stele. Ar vrea să vorbească, dar nu mai aveți cum să-i auziți. Și atunci mai aveți unul ca mine, care îmi place să vă povestesc, să vă spun întâmplări din viața mea care toate au o morală. Poveștile mele nu sunt niște întâmplări, pardon, întâmplări comice, nu. Ele au și o substanță, pentru că eu doresc ca dumneavoastră, telespectatorii și ascultătorii, să știți că toate poveștile mele au un final. Vă regăsiți cumva în ele, așa gândesc eu. Și pentru că m-am dăruit toată viața până la 80 de ani dumneavoastră, nu-i frumos să spuneți, păi dacă vine Piersic, noi nu mai avem ce să aveți. Păi de ce aia m-ați invitat? Ca să vorbesc eu. Și voi stăceți dracu din gură, că dumneavoastră după aceea vorbiți cu alții, care sunt muți, care sunt prostovani, poate, dar nu cred că e un prost în țara asta, poate câțiva de aici de spatele meu, dar vreau să... Să vă spun că trebuie să înțelegeți că eu sunt al publicului, eu sunt al spectatorilor, eu sunt al colegilor, al prietenilor, a oamenilor pe care nu i-am văzut în viața mea, pentru că eu socotesc că mă cheamă Florin Piersic într-un singur motiv. Știu că mă credeți, din cauza că dumneavoastră, publicul, m-ați făcut asta. M-ați făcut Florin Piersic, m-ați făcut actorul Piersic, că m-ați împins înainte, m-ați văzut în roluri în cinematografie. Doamna m-a întrebat ce îmi place mai mult, teatru sau film. Sigur că teatru. Îmi place pentru că e așa, cum să spun, teatru este exact ce mi se întâmplă mie acum. Stau cu dumneavoastră, vă văd, te văd aproape, tu mă vezi pe mine cum am îmbătrânit. Tu la fel, tu asta mică și rotundă și tu la fel, mă vezi, ăștia, ciocofrenderi ăștia cu aparate în mână, mă vedeți de aproape, eu sunt așa cum sunt, la vârsta asta îngrozitoare, în care am, să număr trandafirii ăștia, cred că sunt 80, dar dacă sunt mai mulți, înseamnă că sunt terminat. Trebuie să vă spun atâta. Că eu pur și simplu vă aparțin dumneavoastră, public. Sunteți pulsul meu. Vreți să vă spun adevărul? Sunteți oglinda mea. Voi sunteți oglinda mea. Dacă nu era publicul, nu era nimic. Și alt personaj, adevărat. Alt personaj, eu pe vin, pentru că pe vin,
La 22 de ani, când am terminat facultatea de teatru, Institutul de Teatru și Cinematografie, Dinu Cernescu, unul din cei mai iubiți regizori ai mei, m-a distribuit în acest rol care acoperă trei vârste. Tânăr, la 20 de ani, la 45 de ani și la 80 de ani. Deci nu e întâmplător. Eu, nu întâmplător, am ales special, dar nu e vorba de piesă. Piesa e cu totul altceva și ceea ce prezint eu mâine seară e povestea lui Peer Gynt, spusă de mine cu 5, 6, 7, 8, 9 monologe din piesă la diferite vârste, dar ceea ce este impresionant și e pentru a 19-a oară când fac așa ceva, eu sunt acompaniat, ca să zic așa, găsesc un alt cuvânt, de Orchestra Opere Române, pe muzica lui Grieg. Eduard Grieg a scris muzică specială pentru piesa lui Ibsen, pentru că Ibsen și Grieg au fost contemporani. Și Grieg a scris muzică. Eu când am debutat la 22 de ani, Dinu Cernescu, care a pus spectacolul, doamna Sadova și toți cei care conduceau, au spus, ideea genială a fost că s-a pus muzica lui Grieg pe scenele importante din piesa Peer Gynt. Și cu un final, trebuie să vă spun că datorită acestui rol, n-am venit actor la Teatrul Național din Cluj, unde am visat să fiu pe scenă, ci am fost chemat, angajat pe loc de către marele scriitor academicianul Zaharia Stancu, de către Finții, profesorul meu, părintele meu profesional, părintele meu de suflet, care a fost Alexandru Finții, maestru emerit al artei, un regizor excepțional, datorită lui, a lui Moni Gheleter, a marelui Sic Alexandrescu și a multor alții care au spus Piersic vine la Teatrul Național Caragiale din București. Și așa am ajuns acolo, iar acum că nu interesc la unii pe aici și ne fac asemenea bucurie la cinematograful ăsta, de asta îl urăsc, iau zici frumoasă muzica de aici, vreau să spun că eu mă gândesc cu drag la ce s-a întâmplat cu mine la 22 de ani și că datorită acestui rol am ajuns astăzi, la vârsta asta, atât de fragilă, ca o floare albă de cireș. Și ca să termin frumos, vreau să vă spun, dragi spectatori, telespectatori, sau ce sunteți și vouă, că unul de vârsta mea s-a dus la ofițerul stării civile și a spus, a venit cea mea în șor. Zice dumneavoastră, dar ce vârstă? Am 80 de ani. Am 80 de ani. Frumos, frumos. Frumos. Dar de ce vă însurați la 80? Păi ei sunt viril, sunt puternic, sunt un bărbat iubit de femei. Ce bravo, zice, dar să știți că nu vă pot căsători, cum vreți dumneavoastră, decât peste 10 zile. Nu pot peste 10 zile, că se însoară tata. Zice, cum adică tatăl din Italia se însoară? Ce n-ar vrea, dar îl forțează părinții. Vreau să spun că pe mine nu mă mai forțează nimeni la vârsta asta, nici să mă însor, nici să nu mă însor, dar mă bucur mult că v-am întâlnit. Mâine seară sunt la Opera Română cu Peer Gynt și în partea a doua, ce mi-a venit la gură, am să spun. Iar în seara asta, când dați voi emisiunile voastre? Astă seară sau mâine? Sau poimine? Sau peste 2 ani? Când? Azi și mâine. Astă seară, când dați, spuneți că la ora 22, după câte am auzit, am spus orele 22, am spus bine în limba română, e o emisiune care am filmat-o mai înainte, holul cinematografului care îmi poartă numele și nu sunt în stare astea să bea nici măcar o cafea gratis, că nu-i cinematograful meu, că dacă eu eram șeful cinematografului, toți erați angajații mei și la ora asta, în loc să prezentăm filme, mâncam de necufuream pe noi. Ori am vrut să spun că aici, în cinematograful ăsta, vreau să vă spun că mă bucur mult că v-am cunoscut. La orele 22, pe realitatea, mă vedeți
la un interviu care l-am dat aici, nu știu cum va fi, ce va fi, eu nu simt nimic. Eu îmi dau drumul că așa e felul meu. Iar mâine seară, vă atrag atenție, mâine seară, la Antena 1 am făcut o emisiune, se cheamă Te pui cu blondele, dar blondele n-au niciun rol acolo, eu sunt blondul de mâine seară, de la ora 8 la 11, nici acolo nu știu ce am făcut, m-a apucat boala acolo, am spus ce am știut să vă spun, vă uitați bine, dacă nu vă uitați, să vă dea Dumnezeu sănătate, mă bucur că aveți alte gusturi și vă uitați la alți nenorociți care sunt în jurul nostru, au emisiuni excepționale din care eu abia aștept să lipsesc, pentru că la 80 de ani nu mai am niciun fel de veleitate. Nu vreau decât atât, să știu că sunteți sănătoși și eu să trăiesc cât până nu se opinesc trandafirii ăștia. Lăsați, doamne, cu 100 de ani, că dacă nu mai îmi spuneți, deja am făcut pe mine. La o cafea în cafeneaua Piersic e neinvitat. Poftiți? La o cafea în cafeneaua Piersic e neinvitat. În cafeneaua nu e cafeneaua Piersic, că dacă era a mea, îți dădeam și acum un butoi de cafea. Se cheamă La Mărgelatul, nu e a mea. Iau doi băieți care au cumpărat toată figura asta și nici o grijă, că nu-mi dau niciun bani. Va fi? Pentru că ce va fi? Va fi, vă întreb. Va fi ce? A dumneavoastră, că vi s-a promis acum 5 ani. Că... Cine să-mi promită, mă? Tu mi-ai promis, ăla mi-a promis, ea mi-a promis, ăla mi-a promis, ăsta mi-a promis. Nu s-a întâmplat nimic. Vreți să vă spun ceva? Nimeni nu face nimic. Eu fac pentru dumneavoastră, știți ce? O sărutare pe inimă pentru cei care m-ați ascultat și care m-ați filmat, voi, operatori, care aveți răbdare să stați de vorbă cu un om la o vârstă înaintată și aștept foarte curând să vă spun o veste. Vestea e următoare. Mâine seară, domnul președinte a României, Iohannis, îmi trimite o scrisoare și încă ceva, nu știu ce, am trimite. Iar de astăzi, e foarte important ce vă spun acum, de-aia sunt așa de încrezut, pentru că vreau să vă spun ceva. De astăzi, de la ora 1, Piersicul dumneavoastră este artist al poporului, a Republicii Moldova. Mulțumesc! Mulțumesc.